O nebunie de prăjbirică. Două ingrediente, nimic mai mult. Mamă, mamă, ce mișto e. Îți răscolești sufletul, nu alta. Dacă respecti rețeta și învățezi, îți trimit ingredientele la tine în bucătărie. Ce mai, domne? O nebunie de rețetă, nu alta. Nu, spuneți voi că nu meritați? Totul. Ba da, meritați. Numai bunătăți și vreau să fac pentru voi numai bunătăți. Dragii mei poticioși, vreau să vă arăt cel mai simplu tort sau prăjiturică, cum s-o mai numi ea, pe care ți-o poți imagina. Aș putea spune doar 3 ingrediente. Dacă îi să iau așa, pot să zic doar 2. Ouă și ciocolată. Am puțin zahăr, chiar dacă ciocolata conține zahăr, vreau să mă folosesc de zahăr la bătut ouăle, albușul de ou. Hai să-ți arăt ce urmează. Ingredientele cele mai ești le găsești ca de obicei acolo jos în descriere. Dacă cumva nu le găsești, e bine îți las și un link să te duci către site-ul meu, chefpaulconstantin.ro, acolo unde vei găsi rețeta pas cu pas, etapă cu etapă, mod de preparare, să știi și tu ce ai de făcut. Acum, hai la treabă. E simplă, ușoară și super delicioasă. Prima și prima dată voi ciopărți ciocolata. Mai exact, eu am aici 600 de grame de ciocolată. E posibil să nu o folosesc pe toată, dar cu siguranță 400 sigur intră. Restul de 200 de grame o voi folosi la ornat. Așa că o tai așa mărunțel ca să se topească repede. Un minut mai târziu. Ia câte 600 de grame de ciocolată ciopărțite. Le pun frumos într-un castronel. Toată treaba la topit. Iei frumos și pui peste o olicică crăticioară cu o leac de apă. Uite așa. Și lași să se topească ciocolata. Dacă nu, poți să faci treaba aceasta și la microunde. N-are nicio importanță. Acum, hai să-ți arăt ce urmează. Pasul următor, să vezi cât de simplă e rețeta asta și ce bunătate o să iasă. Nu de alta, că l-ați văzut pe Constantin. E fan mare ciocolat. Hai să continuăm să-ți arăt ce minunăție urmează să facem noi aici. Ei bine, etapa următoare e cât se poate de simplă. Am aici 5 albușuri de ou, provenite de la gălbenușurile de ou, provenite de la ouăle întregi. E logic, da? Pun aici într-un bol încăpător. Peste am să pun puțină sare, așa, ca un vârf de cuțit de sare. Și am să iau să le bat vreo 10 secunde. După 10 secunde am să iau să încorporez cele 50 de grame de zahăr. Să zic că am 50, maxim 60 de grame de zahăr. Da, zahăr conține și ciocolata. De-aia am și spus că rețeta aceasta e practic din două ingrediente. Ciocolată și ouă. Așa că hai să încorporăm zahărul. Câteva momente mai încolo. Da, a făcut moț, înseamnă că e bine. Acum, cum îți dai seama că e gata, e bine ți-o pui în cap. Dacă chică, te-ai scos. Dacă nu, ai făcut treabă bună. Ia! Hai că e bine. N-am ținut-o mult că aveam emoții. Dar e ceea ce trebuie. Ce urmează acum? Nimic mai simplu. Dau deoparte spuma de albuș și continui cu ciocolata. Să văd dacă e gata să-ți arăt ce urmează să faci cu ea. Acum că am topit ciocolata, e bine, urmează să pun 200 de grame de ciocolată topită, sau de acum mililitri de ciocolată topită, într-un bol mai mic. Doar 200 de grame, estimativ. Cam așa zice eu. Odată ce am dat deoparte 200 de grame de ciocolată topită, ei bine, a venit momentul să ne ocupăm de ciocolata cealaltă topită. Să curăț puțin pereții bolului. Ca să fie totul lună, dăm și la cei mici, puțin. Ia-mă de aici. Și acum tot ce trebuie să faci este să încorporezi din cele 5 gălbenușuri de ou, toate cele 5. Nimic mai simplu. Iau și învârt. Pun un gălbenuș și dă-i drumul. Mai pun unul. Mai pun unul. Și tot așa până le bag pe toate cele 5. Câteva momente mai încolo. Deocamdată ajunge aici, nu fac altceva decât aduc albușul de la odihneală. Da, spuma de albuș. Și stai să vezi ce urmează. Iau o parte de aici, să zic ca aproape jumătate din spuma de albuș. Și pun aici. Amestec. Sau mai bine spus, mixez. Mai pun un pic. Continui să mixez. Hai să mai pun încă puțin, că mai e nevoie. Câteva momente mai încolo. Cu mixerul am terminat și dau restul de albuș de ou în compoziție. Între timp dai drumul și la cuptor la 160 de grade, căldură de jos și de sus și vom pune totul pe rândul din mijloc. Dar imediat am să-ți arăt ce trebuie să faci. Și aș încorporez restul de spumă de albuș cu ciocolata ce am pus aici. De jos în sus. Un minut mai târziu. Acum, dragii mei, toată șmecheria merge într-o tavă. Tava sună cam așa. Am o tavă în care am pus hârtie de copt, în care am un inel, pentru că nu am o tavă mai înaltă, nu găsesc de cumpărat, nu de alta. Și aici am o hârtie de copt pe care am umezit-o. Iau și pun hârtia de copt frumos în inel, o așez frumos în tavă și toată compoziția de ciocolată cu albuș de ou merge în inel.
sau mai bine spus în tavă. Bați puțin să o aplatizez și totul la cuptor la 160 grade, căldură de jos și de sus, pentru, să zic așa, 35 de minute. Da, cam atât și nimic mai mult. Acum am plecat cu ea la cuptor. Ne vedem în 35 de minute. Și ia cât, dragii mei, minunatul nostru tort, prăjiturică, cum vreți voi să-i spuneți. L-am lăsat exact 35 de minute și s-a făcut exact cum îl vedeți. Hai să scot afară din el și să-l las să se răcorească. Desfac inelul, ușor că frige. Hai să-l desfac ușor de pe margini, să vedeți și voi cât de bine arată. Un minut, mai târziu. Perfect! Privește și tu ce tortuleț minunat o să iasă. Și făcut numai din două ingrediente. Atât, atât s-a putut. Ouă și ciocolată. Îl las să se răcorească, după care revin către voi să-ți arăt cum îl voi împopoțona. Acum îl las să se răcorească, după care ne jucăm cu el. Ce bine arată, ce bine arată! După 20 de minute. Dragii mei, s-a răcorit prăjiturica asta. Ce rămâne de făcut decât să pregătesc glazura pentru prăjiturica asta. Și am aici cele 200 de grame de ciocolată topită, peste care am să pun în jur de 50 de ml de apă călduță. Atât. Iau și amestec să se omogenizeze totul. Mă folosesc de o spatulă. Ia uitați voi ce frumos se emulsionează. Și toată ciocolățica asta va merge peste prăjiturică. Sub grătar am pus o farfurie și acum iau frumos toată ciocolățica asta și întind crema pe deasupra. După câteva clipe mai încolo. Perfect! Acum, încă puțină ciocolată pe deasupra. Sper să-mi iasă. Rad așa. Tot ce rămâne de făcut este să iau minunata prăjiturică, să o așez pe farfurie și să iau și o feliuță, să văd dacă a ieșit ceea ce trebuie. Așa că asta am să fac în cele ce urmează. Da, n-a rezistat ciocolățica pe margini că e caldă în studio. N-am ce să-i fac. Acum fie vorba între noi, o mâncăm în familie. Hai să o tai și să vedeți și voi cum a ieșit. Ia, uite așa, am să iau o feliuță frumușică și hai să vedem cum e. Uite. Mamă, mamă, zici că e negres. Și ce simplu s-a făcut, Doamne Sfinte. Pun aici. Ia, privește tu interiorul, ce bine arată. Fii atent aici. Mamă, mamă, abia aștept să gust să vă spun și vouă cum a ieșit. Așa că în cele ce urmează asta am să fac. Ne pregătim de mare degustare. Pofticioșor, am făcut o nebunie de prăjiturică. Două ingrediente, nimic mai mult. Ouă și ciocolată. Și privește și tu ce a ieșit. Aș putea spune că ușor, ușor bat și brownies, bat și negresa noastră autentică românească, bat cam tot. Pentru că, privește și tu, fără făină, fără nu știu ce pretenții, atât, două ingrediente. Îți vine să crezi? Privește aici ce frumos arată pe interior. Abia aștept să gust să spun și ție cum a ieșit, pentru că, sincer, nu mai pot de poftă. Așa că în cel ce urmează, asta am să fac. Am să degust alături de tine să spun cum a ieșit, că vorba aia e garantată și trebuie să iasă bună. Ah, am pus puține migdale pe deasupra, niște fulgi de migdale, ca să îi dau puțin contrast, să nu iasă toată neagră. Uite așa. Mamă, cum intră. Și... Wow! Dragilor! Sincer vă zic, negresa e minciună, brownies e minciună. Dacă vei face așa ceva, îți garantez că îți răscolești sufletul, nu alta. Doamne, ce mișto e! Mamă, mamă, ce mișto e! Eu, Constantin, vreau să gust. Mamă! E ceea ce trebuie. E ieșitul ăsta. Mă pricep și eu la... Căutați și învârtiți rețete ca să iasă ceea ce trebuie. Mamă, mamă, ia să eu mănânc să nu rămână asta cu nimic. Uite și tu ce umedă e, dar ce gust are. Incredibilă, nu altă. Foarte puțin zahăr. Ce mai, domne? O nebunie de rețetă, nu alta. Așa că, dragii mei, ia să fac eu încheierea cât nu se trezește Paulică. Și să vă spun doar atât. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că vă abonați la canalul meu de YouTube și că mă urmăriți pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele sunt trecute pas cu pas, ingrediente, mod de preparare, să știi și tu ce ai de făcut, să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vor vedea cu o nouă rețetă super, super delicioasă, precum e nebunia asta de prăjiturică, eu împreună cu Paulică te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim sănătoși data viitoare. Pa, pa și toate cele bune! Mamă, mamă! Ia să o iau din loc să nu mănânc asta. Wow! Eu să facă sală, că eu mănânc!